Iar 5 septembrie, în plenul ședinței Senatului României, senatorul Vasilică Potecă și-a anunțat demisia din PNL și afilierea la grupul senatorilor AUR. Ruptura era previzibilă, știute fiind șicanele de care a avut parte senatorul din partea propriilor colegi de partid, care de altfel se pregăteau să-l dea afară din partid, deoarece era prea vocal și deranja conducerea județeană. Dar la baza deciziei de a părăsi PNL după 20 de ani de activist politic au stat și alte motive. Senatorul Vasilică Potecă nu susține asumarea guvernului pe ordonanța austerității propusă de PSD sau ordonanța prosperității în viziunea PNL, fără a fi dezbătută în Parlament. Vorbim despre motive, faptul sunt motivele din filială și sunt motivele legate de politica Partidului Național Liberal, vorbind acum strict pe ceea ce urmează, taxe, impozite, reforma administrației în perioada următoare, care se va face nu prin dezbatere parlamentară, ci prin asumarea guvernului, ceea ce înseamnă că există o teamă majoră de a aduce și a discuta fondul și problema taxelor, impozitelor, reforme administrației la această dată. Partidul Național Liberal, în urma negocierilor, a fost de acord cu creșterea taxelor și impozitelor, cu toate că am auzit că se spune că asta e ordonanța prosperității, nu austerității, că nu va fi nicio austeritate. Păi dacă nu este nicio austeritate, nu văd logica pentru care trebuie să se facă această asumare pe taxe, impozite și pe reforma administrației. Deci, vom avea și taxe, și impozite, și o reformă ciuntit făcută, am spus-o mereu, ceea ce va duce la inevitabil la foarte multe proteste sociale și la o scădere dramatică în sondaje a Partidului Național Liberal, pentru simplu motiv că cei pe care îi atacă acum prin taxe și impozite sunt tocmai baza electoratului Partidului Național Liberal. Cât despre adeziunea la AUR, senatorul a mai declarat pentru știrile Hunedoara 1 TV că deocamdată s-a afiliat la grupul senatorilor AUR, iar o înscriere în partidul care l-a cooptat urmează să fie discutată.